încercăm să punem cap la cap anumite informații pe care Diana le-a primit, astfel încât să găsim răspunsul unor acțiuni pe care voi le-ați întreprins aici, pe Insula Iubirii. Și pe fondul unei personalități ușor de influențat, cum este cea a Dianei. Toate aceste lucruri ar fi putut genera în mintea Dianei faptul că ai picat în ispit. Este adevărat, Diana? Pur și simplu, eu în momentul în care eu l-am văzut pe el că era fericit cu Nicoleta, mi-am dat seama că pur și simplu el n-a fost niciodată fericit cu mine, pentru că cu mine mă rugam de el să zâmbească, cu mine mă rugam de el să hai să ne distrăm, hai să nu știu ce. El nu zâmbea niciodată, el nu se distrea, era numai cu munca, numai cu alea. Iar acum l-am văzut schimbat cu Nicoleta și pur și simplu am considerat că el este pur și simplu fericit cu ea. Așa am considerat apropo din imaginile pe care le-am văzut. Exact, apropo de asta, de imaginile pe care le-ai văzut, așa mi-amintesc și eu din acel moment în care tu ai văzut aceste imagini, tu ai identificat în ochii lui Ben fericirea. Da, iubirea, exact. Mai degrabă. Chiar dacă el încearcă să mintă acum... Doar din câteva cadre ai identificat iubirea în ochii lui Ben. Da, ți-am și spus atunci ce se va întâmpla. Dar a fost, nu știu, nu te-ai pripit oare? Nu m-am pripit, pur și simplu așa l-am simțit. Spune-mi, nu cumva aveai nevoie de un pretext? Căutai un pretext? Nu căutam un pretext. Eu am să simțit de acolo doar că... din câteva cadre, așa ai simțit. Doar din câteva cadre, asta am văzut eu, pentru că lucrurile astea nu le-a făcut cu mine, ci le-a făcut cu o altă femeie. Și Ben, tu ce părere ai? A simțit corect Diana în acele momente? Eu am să simțit foarte bine cu tot oamenii acolo și tot am fost în piscina și tot am să... Înțelegi? A fost ca o gașcă. Eu am considerat toată lumea ca o gașcă. Ben, așadar, acțiunile tale nu sunt foarte grave. Nu. Dar sunt grave prin ochii femeii geloase de lângă tine. Da. Eu acum înțeles. Ce s-a întâmplat? Voi nu vă cunoașteți, evident. Tu, Ben, nu o cunoști pe Diana. Eu îl cunosc pe... Iar tu, Diana, nu-l cunoști pe Ben. Ba da, îl cunosc. Nu faci diferența dintre... buna dispoziție și îndrăgostire. Așa poate, să poate fie, ești măcar orbită, să fie așa. Poate ești orbită de posesivitate. Nu, măcar să fie așa. Păi tocmai am stabilit că ești o femeie posesivă, o femeie impulsivă, o femeie răzbunătoare, iar Ben a recunoscut că ai aceste, dăm voie să spun, aceste defecte, pentru că eu le consider defecte și pentru o femeie și pentru bărbat. Ben. Da.